Angajatorii din județul Sălaj oferă în această perioadă celor aflați în căutarea unui loc de muncă 64 de locuri de muncă vacante. La fel ca și în săptămânile anterioare, cea mai bogată ofertă de locuri de muncă este oferită de angajatorii din industria confecțiilor, unde sunt libere 40 de posturi pentru muncitor necalificat, confecționer, articole din textile, cusător, piese din piele și înlocuitor. De asemenea, în comerț sunt vacante 4 locuri de muncă pentru barman și vânzător, în industria lemnului este liber un post de tâmplar manual, iar în industria alimentară se caută pentru angajare 3 ospătari și un cofetar. Șanse de angajare au în această perioadă și cei care vor să lucreze în servicii, aici fiind oferite 15 locuri de muncă pentru coordonator calitate, manipulant mărfuri, muncitor necalificat, zidar, rosar, tencuitor, reprezentant tehnic, contabil șef, lăcătuș mecanic, șofer, inginer autovehicule rutiere și mecanic auto. Sălăjenii care vor să afle mai multe detalii despre locurile de muncă se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj sau pot suna la numărul de telefon 0260 612 463.